Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne regăsim. Avem mai multe subiecte în această seară, care mai de care mai pompos. Și o să începem cu ceva roz, cu un bilețel roz care a circulat o vreme destul de scurtă în mediul virtual între domnii de la PSD, pentru că, bineînțeles, și ei, bărbații din politică, lucrează cu bilețelele roz atunci când trebuie să-și transmită mesaje. Ce anume puneau la cale domnii de la PSD, cei care sunt în Consiliul Local, pe cine trebuia să mazilească cu ghilimelele de rigoare și ce s-a întâmplat până la urmă, unde a ajuns din greșeală bilețelul roz, o să aflăm în scurt timp. Vorbim și despre ceea ce se întâmplă la Asociația de Vânători și Pescari. Ei bine, am aflat săptămâna trecută că s-au întâmplat niște lucruri necurate acolo, au fost scoase la iveală în urma unui control, un control dispus de Garda Forestier Vâlcea, dar cum și la această asociație a vânătorilor sunt foarte multe interese politice. Până la urmă, ghici unde s-a ajuns? Păi s-a ajuns la mușamalizarea respectivei anchete. Cum au încercat domnii de la conducerea vânătorilor, dar și cei de la Garda Forestieră din Vâlcea să ascundă un control care a scos la iveală niște ilegalități ce ar fi trebuit verificate nu intern, ci de organele abilitate, o să vedem imediat. Și vorbim, bineînțeles, și despre DNA-ul care în cele din urmă o să ajungă la RODNA, RODNA, da, celebrul subiect care de mai bine de jumătate de an s-a tot rostogolit prin media locale. Până la urmă au ajuns niște oameni să dea cu subsemnatul și la poliție și la procuratură. Și mai nou am aflat la Direcția Națională Anticorupție, imediat aflăm niște amănunte de la invitatul din această seară, domnul Nicolae Ivăniș, președinte al Asociației Pas cu Pas, alături de voi. Mulțumesc mult, Ivan! Bună seara, bine m-am găsit! Iată, o să avem iară și niște subiecte și o să le abordăm așa, în limbaj academic de data asta, nu? Deci mergem lunea neacademic, vinerea academic, am înțeles. Ok, ca să fie un echilibru. Să știi că eu mă conformez foarte repede. Să echilibrăm, da, să echilibrăm un pic lucrurile. Până la bilețelele roz, bilețelul roz al domnilor de la PSD, vreau să discutăm un pic, pentru că este subiectul momentului, mitingul diasporei care în aceste momente se desfășoară în capitală, nu un număr atât de mare de participanți cum era anunțat, nici măcar jumătate, sunt câteva mii de oameni acolo. Ce anume nu a mers sau de ce sub așteptările tuturor, să fim realiști? Da. Irina, eu cam anticipam chestia asta, sincer spun, și mie îmi pare rău. Aș fi vrut să fie un meeting pașnic, să fie o masă oarecum mai numeroasă. Din păcate, știm cu toții că începuse să se politizeze până la urmă acest eveniment. Au fost tot timpul tot felul de speculanți care au început să apară și să, eu știu, solidarizeze cu ghilimele de rigoare, bineînțeles doar în interesul lor politic vorbind, și încet, încet oamenii au abdicat și au văzut de treaba lor o mare parte, fiindcă, să ne înțelegem, diaspora, dar are tot dreptul să protesteze. Diaspora, dacă mă întreb mine, cred că este categoria cea mai nemulțumită și nedreptățită totodată, fiindcă eu am mai spus-o într-o emisiune la tine și o repet acum, cel mai mare investitor străin sunt, de fapt, toți cetățenii noștri care trimit bani în țară. Ei sunt unici în felul lor. E vorba de vreo 7 miliarde, ți-am spus, anual bani care trimit în România, deci asta înseamnă, tot după statistici vorbind, vreo 3,5-4% chiar la 100 din PIB, este totuși un colos, dacă stăm să ne gândim la situația actuală, unde vedem bine că avem la tot pasul pensii speciale, salarii mărite în anumite zone, unde eu știu dacă ar merita, zic că nu,
și totodată sistemul privat pus în genunchi. Irina, ca să facem și o paranteză, 12.000 de persoane anunță unele televiziuni centrale, îmi spun colegii din regie. Bine, a început la ora 18 oficial, este posibil ca până pe la, nu știu, 20, adică până după emisiunea noastră, să se mai adune ceva oameni. Eu am aflat în timp ce mă îndreptam spre emisiune că de la intrarea în țară încoace pe la Timișoara sunt foarte multe mașini cu steaguri, sunt oameni care vin. Știu, am auzit și eu că sunt niște filtre care mai întârzie, care mai... Crezi că este posibil să vedem, nu știu, mai târziu sau mâine un eveniment mai amplu? Da, nu, numeric o să crească probabil, dar nu la nivelul la care se aștepta toată lumea, ți-am spus. Și motivul real este, în primul rând, ți-am zis, politizarea, și aici nu te gândi că, nu știu, mai referi la un partid anume. Bine, se știe că USR-ul în special, ei sunt cei care au căutat să speculeze evenimentul și să se lipească de el, un lucru care, sincer, pe mine unul mă deranjează și am spus-o tot timpul, lasă omul, dacă are un crez al lui, lasă să-i spună oful, nu mai veniți voi ca cercetori ia să vă lipiți de, ți-am zis, se exploatează fiecare frustrare a oamenilor și asta nu e normal, indiferent de la ce partid vine. Dar crezi că de data asta și-au mai băgat politicienii coada? Da. Și-a mai băgat coada vreun partid fără politic? Fără discuție și numai că și-a băgat coada că au încercat să devină magnet și să strângă, vorba aia, foloase necuvenite până la urmă, dar dacă ar urmărit aseară pe televiziune naționale, am văzut și modul în care a încercat să combată PSD-ul, normal, adresându-se clar electoratului lor, dar și-a făcut-o totuși binișor. Dragnea, m-am uitat la tablă din nou cu arătătorul specific lui, până în 2020 veți avea atât de mari pensiile, ăștia spașii care se vor face. Pe mine mă uimește nonșalanța cu care vorbește, evident, asta a fost pentru securizarea electoratului lor captiv, care, eu știu, crede gulgutele astea. Eu încă o dată spun, România, da, într-adevăr, la prețuri și la tot ce înseamnă nivel de trai, noi suntem duși lângă Europa. La salarizări suntem undeva la 20% din ei. Deci e normal să avem creștere salariale, e normal să avem pensii mărite, dar de unde le faci? Artificial, îți spun încă o dată, ăsta va fi bumerangul care ne va sfâșia efectiv peste 2-3 ani de zile. Ori dacă pentru, eu știu, interesele a 3, 4, 5, 6, 10 personaje, de fapt, hai să reformulăm. Cred că interesele sunt la mai mulți, atât la PSD cât și la PNL, cam toți își doresc schimbări de legi, toți își doresc amnistii, grațieri și așa mai departe. O chestie asta, ți-am zis, au reușit să securizeze polul lor și totodată politicul a reușit să desumfle partea asta la altă, care trebuia să vină la protest, care chiar vreau să-și exprime nemulțumirile, Irina, și sunt de înțeles. Sunt oameni care au stat ani de zile pe afară și trimit bani în România și țin familiile, ok, strâng și ei vin acasă cu o mână de bani, eu am spus-o și o să repet la infinit. Ce fac oamenii ăia cu bani, Irina? Că îi pierd. În 2-3 ani de zile îi pierd. Făcând business în România, îți pierzi banii. Nu ai susținere politică, îți pierzi banii. Neapărat trebuie să știi business, ok, știi afacere, te pricepi, muncești tu. Nu ai susținere politică, este extraordinar de greu să reziști pe piață, pierzi bani. Și atunci ce faci? Trimiți din nou afară la cules, iar încă 5 ani, 7 ani, 10 ani. Vezi, asta e o chestie care, dacă mă întreb pe mine, ar trebui guvernul oarecum să creeze un minim de echilibru. Ceea ce nu se va întâmpla niciodată, evident, ce să mai... Pentru ei, cum să zic eu ție, privatul este tot o vacă de mulți, de fapt, să știi și tu. Unde nu reușiți să acopere din privat, ai văzut bine, mai luăm un 2 milioane credit, 3 milioane, 15 milioane, 3 miliarde, 2 miliarde și ceva cât au luat. Pentru ce? Pentru pensii, pentru salarii. În continuare, noi căutăm să facem, eu știu, populisme, socialisme, cum vrei să le spun, neavând un suport. Și asta este un lucru foarte grav. Iar în mintea oamenilor s-a creat, cum să zic eu ție, și până la urmă pe bună dreptate, s-a creat o chestie foarte simplă. Bă, decât să fure ăștia care toți spun că fac investiții și așa mai departe, mai bine te împrumuți și uite, ne dă nouă la salarii. Ambele variante sunt nocive. Și atunci când te împrumuți de bani și în loc să faci autostrăzi la prețuri reale, le faci la prețuri umflate și fură politicul, și acum când te împrumuți de bani ca să dai niște, să faci niște populisme, dai niște pensii speciale care iar la fel nu sunt meritorii, fiindcă cei care ia pensiile speciale cred că au niște pensii suficient de mari ca să trăiască decent în România. Iar ei, în loc să vină în zona asta la altă, unde pensiile sunt minime de 6 milioane, 7 milioane, 10 milioane, bat jocuri aia de pensie,
Nu. Ei se duc acolo unde deja sunt de 50, 60, 150 și mai pun acolo încă un etaj, două, și aici iar la fel e o problemă și creează nemulțumiri. Dar după cum am văzut și aici la Târgu Jiu, având totuși o scuză, zic eu, asta a fost scuza mea, unde am văzut un meeting, cu ghilimele de rigoare, n-aș putea să-i spun meeting, unde efectiv un personaj, două, au stricat absolut tot ce se pregătise acolo. Bine, crezi că ceea ce s-a întâmplat și la Târgu Jiu, odată cu acel meeting eșuat și ce vedem acum în capitală, nu s-a atins numărul de 1 milion de participanți la meeting? Care 1 milion? O să-i facă 100.000, pe domnii de la PSD să jubileze? PSD-ul jubilează și spun și de ce jubilează. Sunt în își continuare fac niște strategii, da, și vedem că le ies. Pentru că nu avem pe nimeni care asta să pareze să nimic. Ce adică să pareze? Nu avem pe nimeni în opoziție. Opoziția stă cu prosopul alb aruncat de când au ieșit ăștia la guvernare. De atunci stau și vântură prosopul alb. Nu fac absolut nimic. Absolut nimic. Fiindcă ce n-a înțeles opoziția, și aici vreau să subliniez în special, uite, județul Goș, că aici trăim. Bă, dacă ai văzut că ai o problemă la tine în județ, opoziția se construiește de fapt de pe piloni, începând de la comune în sus, exact cum PSD-ul stă foarte bine unul de față, fiindcă au comunele, prin primarii lor, după aia, consilieri și așa mai departe, Consiliul Județean, primărie, etc. Așa trebuie să facă și opoziția, Irina. Munca lor să plece în primul rând din teritorii. Dar ori ei când sunt în teritorii, am văzut bine, am avut scandalul ăla, că ajungem la el cu Rodna, în care PNL Gorj, spre exemplu, discuta despre pilonul de pensii. Te-ai zbătut tu personal. Ai auzit vreodată, ai văzut vreo ieșire publică, vreun cuplu al PNL-ului Gorj să răstoarne, cum să zic, subiectul ăla atunci sau să facă front comun? Nu, atunci au greșit. Acum am văzut că după audierea lui Romanescu, da, am văzut și eu un comunicat cu adevărat sănătos la cap. Punct. Ori vezi, ei nu sunt în stare nici măcar să construiască în perioada asta rapid așa, pe repede înainte, eu știu, într-un an de zile, să-și consolideze cât de cât poziția și să înceapă să salte pretenții. N-ai cu cine. PSD-ul normal că valsează în momentul de față. Valsează și îi calcă pe picioare pe ăștia de câte ori vor ei. Da, am văzut ce s-a întâmplat și pe o rețea de socializare, pentru că acolo, să știi, domnii de la toate partidele, de fapt, sunt foarte activi. Ei, am văzut cum se discută și cum se fac strategiile interne ale unui partid. Cei de la PSD au fost surprinși discutând o astfel de strategie, o strategie prin care încercau să-l pună într-o lumină proastă pe actualul primar PNL, Marcel Romanescu. Ce voiau de fapt să facă oamenii care sunt membri în Consiliul Local Târgu Jiu? Păi, ce știu mai bine, să distribuie pe rețelele de socializare tot felul de subiecte, iar subiectul despre care vorbim, cel pe care unii dintre consilierii PSD încercau să-și convingă colegii că trebuie să-l promoveze, că trebuie să-l rostogolească, că trebuie, cu alte cuvinte, să vorbească foarte mult despre el, despre acest subiect, era lansat, ghici de cine, de unul dintre foștii șefi de instituții susținut ani în șir de liderii PSD Gorj. Este vorba de fostul șef al poliției județene, Viorel Salvador Caragea. El avusese o postare în mediul virtual, iar acea postare discutau domnii de la PSD și o să vedem imediat, vedem de fapt, rulează imagini cu discuțiile care au avut loc pe un anumit grup. Este vorba de un grup pe care îl formaseră pe o rețea de socializare viceprimarul municipiului Târgu Jiu și consilierii. Bineînțeles, în respectivul grup erau și simpli membri și vedem cum încercau ei așa să se convingă unii pe alții să dea mai departe și să vorbească despre acest subiect pe care, spuneam, Viorel Salvador Caragea îl postase.
nu cu mult timp înainte. Da. Ce părere ai despre chestiunea asta, Ivan? Bine, eu vreau să și citim L-aș cita câteva pe Pigui dintre ele. acum, spun sincer, cu chestia aia, hai să nu fim penibili, știi? Ce se întâmplă? Aurel Popescu, cu frustrările rămase din campanie, a încercat să umfle o postare deja umflată și deja dusă în ridicol a lui Caragea, în care spunea că Romanescu a fost cu mașina de serviciu până pe 14 octombrie. Bine. Uite, aici se vede frustrarea domnului Popescu. Încearcă să-l convingă pe primarul de la Peștișani Da. să îi susțină. Și spune el, în urmă cu un an eram tocat de adversarii noștri cu astfel de situații, ce nu este corect în acest moment. În campania electorală suntem permanent, din câte știu. Cred că trebuie să ajutăm viitorul candidat, indiferent Zice cine va Gheorghe. fi. Asta o Da. spune Mihai Păi, Gheorghe, Irina, hai un să alt spun consilier local. ceva. În campanie, domnul Aurel Popescu nu a fost tocat, domnul Aurel Popescu s-a tocat singur. Bine? Nu, Odată. Aurel Popescu a fost tocat din Situațiile nu interior. pot fi, nu au niciun fel de termen de asemănare, nu au cum să aibă, fiindcă vorbim de mașina primăriei care pleca zi de zi și lua soția domnului Aurel de acasă și o ducea la serviciu. Înțelegi? Și aici vorbim de primar care era cu mașina de serviciu, care spune clar pe lege că stă la dispoziția lui și el totuși nu o ia. Să știi și tu că eu că e prima dată când am văzut cu mașina prin oraș. Nu ia mașina, că pleacă ziua cu mașina lui conform declarațiilor și în fiecare zi te duci, treci la primărie să vezi că are mașina acolo permanent. Deci nu a abuzat de chestia asta și i-ar fi stat foarte urât, mai ales că în campania, într-adevăr, Aurel Popescu a comis-o grav de tot, a fost deliciu știlor naționale și ar fi fost chiar culmea să facă Romanescu același lucru, fiindcă avea aceeași soartă, asta pot să spun cu mâna pe inimă. Deci făcând astfel de lucruri, era clar că tupăneala lui era filmată, tot ca din coace. Dar specific lui Viorel Salvador Caragea, n-aș vrea să intru acum în zona aia, fiindcă sunt subiecte foarte simpatice care o să vină pe viitor, o să Bine, vedeți. cerea și o demisie Da, domnul da. Salvador Nu, Caragea oamenii din Târgu Jiu o să și vadă insinua, în perioada atenție, insinua că următoare. primarul ar fi fost cu mașina unității, nu știu, la masă sau Da, ceva de de genul unde? ăsta. Nu, mă. Ulterior, a doua zi, a apărut și un punct de vedere al primarului Marcel Romanescu, care spunea că a fost la o întâlnire cu un investitor care poate să confirme acest lucru. Hai să simplificăm discuția. Fiindcă ți-am spus, în viitorul apropiat, încă lucrez foarte atent la anumite lucruri, o să vadă oamenii de fapt care pe care susține, care este interesul real, ce pregătește de fapt o mână de oameni din PSD. Aici vorbim de ce ne pregătește nouă, populației, fiindcă ei zic că îi pregătesc un Romanescu, dar de fapt ne pregătesc nouă. Pe mine ți-am spus chestia asta cu bătăliile politice, chiar a început să mă irite foarte tare. Motiv pentru care ți-am zis, am început să culeg și să am anumite discuții, le-am calupate, o să le vedeți cum le vedeți și pe astea, fiindcă sunt vreo 3-4 personaje care se află într-adevăr în campanie electorală, fiecare dintre ele împinse decât un fost lider PSD. Adică de cei care ne-au dus pe noi în situația asta în care ne aflăm acum ca și municipiu sau ca și județ, știi? Fiecare dintre cei 3-4 indivizi sunt împinși la rândul lor, ți-am spus, de câte un fost lider. Dar care mai este miza pentru Aurel Popescu, fost candidat care a pierdut lamentabil ultimele alegeri locale în favoarea lui Marcel Romanescu, candidatul PNL-ului? Că, Păi, să fim serioși, nu mai are nicio șansă să candideze, unu, pentru că a demonstrat cât poate, electoral vorbind, și doi, că a fost declarat incompatibil de Agenția Națională pentru Integritate. Păi da, spune ce se întâmplă. Frustrările lui Aurel Popescu persistă și cred că, nu știu, poate oricare dintre noi am fi trăit chestia asta, nu știu, mai puțin ar fi trebuit la dumnealui, fiindcă, dacă stăm bine să analizăm, ți-am spus, omul este împlinit din toate punctele de vedere. Însă, pe mine, cum să spun, chiar mă surprinde. Cum să zic, știi că era o vorbă, învață să știi când trebuie să renunți. Ăștia nu știu când trebuie să renunțe, niciunul dintre ei. Adică, nu știu, mi se pare că la un moment dat, nu știu, devin nu penibil, penibil e puțin spus. Bă, vine un moment când du-te la o parte și lasă-i pe alții. Uite, ai văzut ce palmă indirect sau impropriu spus le-a dat și Prunariu și Pigui? Deci ai văzut? Oamenii n-au vrut să expună ce? Unui râs. Pentru ce, mă? Pentru frustrările tale? Tu ai 60 și ceva de ani, am înțeles. Ăștia sunt tineri, ce fac?
Ție-ți convine să te expui ca să-ți atingi tu punctele tale, spre exemplu, și să, până la urmă, mai ce pierde, înțelegi? Dar alții care, până la urmă, vor, probabil, și visează să aibă un viitor politic, nu se expun. Și aici o să apară iară o problemă în PSD, pe care greu o vor înțelege cei care sunt peste 60. Să știi și tu, foarte puțin dintre ei acceptă ideea că, până la urmă, ăsta care e mai tânăr trebuie să aibă și el un cuvânt de spus. Dacă ăsta spune, bă, nu e bine, poate simte mult mai bine decât tine. Tu nu te sui ca un căpcăunt în ăla, vreau, precum copiii aia miști, cu mâna întinsă la jucării. Da, în fine, au reușit din nou să se facă de râs. Chestia asta pe mine poate că să mă bucure și atât, știi? Au reușit să se facă de râs încă o dată. Și încă ceva, aveam informații că de fapt în acel grup era și Virol Salvador Caragea, să știi. În grupul PSD-ilor. Păi, în grupul PSD-ului, dar nu era în grupul cui? În grupul meu? Poate chiar administrator ceva? Nu știu. Nu știu. Da. Bine, cred probabil... că l-au blocat și l-au scos din grup acum, de supărare după ieșirile astea. Nu știu ce să spun. Moderator. Da. Probabil ar fi intrat în direct domnul Salvador Caragea, dar acum este cu se află unul la un dintre alt post. Știu exact ce unul discut dintre acolo. A primit ordin pe garnizoană și l-a luat pe domnul Lădaru. Domnul Lădaru la sub braț, au fugit într-un platou, sunt acolo, deja transpiră, îmi scrie cineva pe aici că se agită de ceasul morții. Ce o mai spune, ce, nu să mai demonstreze ei, că sunt că în opoziție de PSD ce? Și în opoziție unul față de celălalt? Să demonstreze? Tu ce vor să demonstreze, Irina? Tu n-ai înțeles nimic. Ei nu vor să ne demonstreze nouă nimic, mă, oamenilor. Deci urmărește personaje gen Caragea, Lădaru, să vezi ce vor să demonstreze. Vor să demonstreze PSD-ului că ei sunt pentru ei și că ei au forță și că ei nimicesc tot în jurul lor. Ca ei să vor ce? Să, și ca să aibă și ei mâine pe mâine o broșă, un culoar pe care se bage, îți dau un exemplu. Păi, stai puțin că Viorel Salvador Caragea a candidat și el, a fost candidat. Și va mai candida. Și de ce de data asta să aibă, nu știu, un electorat mai mare? Cea mai mare bătălie în momentul de față se dă în PSD, ține minte ce spun, nu numai de la candidații lor care s-au autopronunțat. Să nu spui că Viorel Salvador Caragea o să fie un potențial uite, candidat. Uite, mai vorbim, nu este exclus. Nu este exclus. Viorel Salvador Caragea nu este exclus. Încă are culoarul ăla liber pe care l-a avut și înainte. Stai tu liniștită. Deci nu, Lădaru știe că dacă vine Filip la ALDE, el e primul cartonaș roșu, fugi în tribună. Și normal și el caută să arate PSD-ului cât el de devotat și cât el de util, înțelegi, când îi pun sticul și începe să, știi, dacă se mai blochează, sare banda, că toate ai văzut, că îi dă rateuri. Dar ăsta este rolul lor, să ții minte ce spun. Rolul lor permanent ăsta va fi să demonstreze PSD-ului cât de răi sunt ei și cât carnagiu pot să facă, știi? De parcă, nu știu, noi am fi vreo 80.000 de tâmpiți în orașul ăsta, unul mai tâmpit decât celălalt, și nu realizăm, eu știu, nu ne dăm seama, spre exemplu, care a fost rolul în societatea fiecăruia dintre ei. În fine, nu mai contează, n-aș vrea nici să stăm prea mult pe subiectul ăsta, îți repet încă o dată, au reușit să facă de râs. Au reușit să facă niște comparații absurde. Apropo, domnilor, de la PSD, vă zic pe aia mea, și Calul aleargă, dar nu-i fotbalist, să țineți minte la mine. Aleargă Calul, da? Dar nu dă minge. Așa și cu voi. Voi v-ați plimbat cu mașinile, neveste, v-ați făcut interese, v-ați făcut alte treburi, nu pică, ce vrei, căutați, mai săpați, mai adânc, mai filați, mai... Nu știu ce să faceți. Puneți mai și munciți. Munciți. Puneți-vă centura de siguranță de bară la Romanescu, e și asta o soluție. Și scoateți-l dacă îl găsiți cu ceva sus cu el și la fileu. E simplu, Irina. Și ai impresia că are imunitate. A greșit. Trebuie pedepsit. Punct. Da. Oricum, mai avem decât un minut până la pauza de publicitate. Spuneai tu că îl vezi ca potențial candidat pe Caragea susținut de PSD. Ei, o parte din PSD. O parte din PSD. Da. Asta înseamnă că am avea la PSD încă un om în cărți, încă un candidat în cărți, în contextul în care avem deja vreo 3 care s-au înscris. Unii dintre ei, da, au și câte o susținere. Fiecare toți au câte o susținere, să știi. Mai puțin Lădaru. Pe Lădaru îl păcălesc. O să-i spună că îl ia, pun consilier pe listă, o să-l pun locul 14 și o să rămână acasă. Dar nu, Caragea joacă un pic mai dur, știi? Caragea trebuie să-i găsească un rol, fiindcă în momentul de față, el ce face, face, ți-am zis, strict doar pentru a face deliciu PSD-știilor de la vârf. Aici mă refer, cred că în special n-are treabă el cu Cârciumaru. Călinoiu, eu știu, Weber. Este împețit. Caragea este împețit în multe față. Dar crezi că sunt șanse ca cineva din exterior, din afară, cum este Salvador Caragea, să fie candidat pentru
mă rog, primărie sau o altă funcție, un alt post din partea PSD-ului, că Nu spuneam eu, cred. sunt foarte mulți candidați, adică se bat Nu, între ei nu. care să prindă un loc pe Nu liste. Înțelegi. N-a spus nimeni că o să-l și pună. Eu spun ce visează ei și ce speră ei și ce vor să arate ei acum. Tu nu înțelegi? Încă o dată. Ei nu vor să ne convingă pe noi cu nimic. Fiindcă noi vedem exact, știm, marea majoritatea oamenilor, cum să zic, vorbind așa, mai neacademic, cum spui tu, nu mai punem botul la povești din astea. Înțelegi ce spun? Dar totodată vor să arate PSD-ului cât sunt ei de dați pe foc. Na. Cât sunt ei de răi și cum sunt ei de bătăioși. Ei, de fapt, ți-am spus, aici este problema. Ei vor să convingă, de fapt, liderii PSD că ei sunt trup și suflet pentru ei. Rămâneți cu ei acolo, duceți-vă. Bine, în liniștiți. Momentul de față, cei care s-au anunțat ca și potențial candidați, trebuie să recunoaștem, nu prea au o forță. Așa că au nevoie de un imbold sau este nevoie de un candidat, nu știu, care să vorbească mai mult de cum este Caragea. Nu vreau să desumflu subiectul despre posibilii candidații PSD-ului, fiindcă vreau să-i colorez pe fiecare atât de frumos exact cum sunt. Adică da, să nu dar mă apuc să-i după, fac mai frumos decât după sunt. După o înțelegi? Dar... pauză de publicitate, Bun. Că nu mai avem timp. Bine. Și e păcat să lăsăm necolorat vreunul dintre ei, nu? Da. Da, luăm publicitate și revenim doar după câteva momente. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscina copii, piscina adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere, formează individualități și ridică inteligența la apogeu pentru fiecare student. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Visezi la o nuntă perfectă cu sute de invitați într-un loc deosebit? Acesta e restaurantul Mari Gab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri începând de la doar 119 lei de persoană, all inclusive, care cuprind toate felurile de mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, candy bar și tortul evenimentului. Restaurantul Mari Gab asigură și cazare în camere luxoase, amenajate la cele mai înalte standarde. Restaurant Mari Gab în Turceni, strada Muncii, numerele 1922. Rezervări la 0766-949-901. Mari Gab, garanția unei nunți perfecte. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la Patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994.
Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Complex Dolce Vita. Dolce Vita Summer Fun. Complex Dolce Vita. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Bar, restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Da, am revenit. O să continuăm cu ceea ce începusem înainte de pauza de publicitate, și anume candidații, potențialii candidați ai PSD-ului, dar așa foarte scurt, că mai e până la campania electorală și bineînțeles, sunt mulți doritori, așa că vom vedea și alte pretenții. Ivan, tu te-ai oferit să-i pictezi ca Picasso, te rog. M-am gândit că tu te-ai oferit să candidezi pentru PSD. Ei, nici chiar așa, să sperăm, na. Nu. Ți-am spus că o să-i pictez, dar nu acum, Irina, de ce mă forțezi tu pe mine? Fiindcă e un tablou foarte frumos, n-am toate acuarele la mine, deci ce vrei, să-ți fac așa doar o idee? Chiar și o caricatură, câte o caricatură. Da? Păi nu, Salvador probabil va sta tot unde a stat, dacă nu chiar puțin mai jos, fiindcă ți-am spus ce face. Adică tot de este un pețit la PSD, dar fără discuție. Adi Tudor, nu știu, puțin prea grandoman pentru electoratul lui și totodată, bineînțeles că Aurel îi va întoarce reversul medaliei, cum l-a ajutat el pe Aurel în campania și l-a ajutat și Aurel pe el, adică deloc. Mergem la Luis Popa. Luis Popa, la cum a început să facă primii pași ca potențial candidat, nu știu, a început nu cu stângul, a început și cu stângul și desculț și vai de el, foarte nașpa. A început cu chestia, știi, cu arătat cu degetul, uite ce-i colo, uite ce-i colo, uite ce-i colo. Domnul Luis Popa n-a înțeles că el a fost până acum, înțeles, și el personal. Deci cum să arăt eu acum, spre exemplu, nu știu, spre casa mea, uite și tu ce casă, băi, iată, Ivane, tu ți-ai făcut. Uite ce casă urâtă. Da, tu ai făcut-o tu, Ivane, nu-ți mai place. Da, așteaptă atunci, că o glătui eu știu altul. Chiar m-am amuzat, adică ți-am zis. Adică a început și că probabil nu da, știe toată lumea despre ce e vorba. Domnul Luis Popa, susținut conform unor declarații politice pentru primăria municipiului Târgu Jiu, de o parte a liderilor PSD, să arate public și chiar să ironizeze unele dintre lucrurile care nu merg bine în municipiul Târgu Jiu, dar care paradoxal au fost făcute, reabilitate, cum ar fi canalizarea, asta este una dintre cele evidențiate de domnul Popa, de către colegii domniei sale de partid,
Și în speța de față, domnul Luis Popa nu a făcut altceva decât să le dea celor de la procuratură, de la poliție, niște indicii că un alt domn, coleg cu el în partid, care este director la Societatea de Apă și Canal, a luat niște bani de la Uniunea Europeană, a luat niște fonduri, multe fonduri europene, și a făcut niște lucrări de mântuială, nu? Da. Cam asta. Nu, ideea este că nici nu-i stă bine, spun sincer, devine hidos. Făcând chestia asta, intră exact pe plaja și pe comportamentul lui Caragea, arăți cu degetul, nu știu, te arăți în oglindă. Păi o strategie comună. Nu e o strategie, o mare tâmpenie, încă o dată spun. O mare tâmpenie. Vino constructiv, vino și arată cum se remediază tâmpeniile făcute de voi. E foarte simplu. Ce aș vrea să subliniez, astăzi am avut cu cineva o discuție, cred că și oarecum un personaj suficient de informat, și mi-a spus că da, sunt pregătite pentru anul viitor, dar văd că i-au început de acum, niște antijocuri de alea ordinare care să nebunească efectiv orașul. Și aici, în primul rând, vreau să subliniez Polarisul. Dacă cumva se pregătesc de astfel de lucruri, eu am spus-o și să ții minte ce spun, rămâne bătută în cuie. Dacă vreodată Polaris mai recurge la astfel de mijloace, mizere, de a lăsa, eu știu, gunoi împrăștea pe lângă tomberoane sau gunoiul neridicat, total, aici crede-mă că o să-i atribui tot meritul domnului lui Popa. Punct. Deci punct, fiindcă este exact o grada lui. Dacă omul vrea să arate că e bine intenționat, să susțină, nene, să-și respecte oamenii așa cum trebuie, să văd curățenie, în momentul în care văd saci aruncați, împrăștiați gunoaie și filmat, ba de unul, ba de altul, apropo, să nu vă gândiți că nu vă știm jurnaliștii de casă, care promovează toate aceste mizerii, voi le ordonați, le faceți, să-i las vin și le latră cu trompetele. Nu, dar este altă poveste, nu e timpul pentru chestii de genul ăsta, nu e momentul de fapt. Ușor, ușor, ușor cu pianul pe scări, spunea odată Băse și spunea și el bine, uite, când era bun. Acum a devenit... Da. Eu am văzut o similitudine între modul în care comunică niște domni care ne spun ei că sunt în opoziție unul față de celălalt. Domnul Lădaru, domnul Caragea, chiar și lui Popa. Sunt un tot. Sunt un tot. Să ții minte ce spun, Irina. În momentul de față, dacă observi, ia Consiliul Local și nu o să stau decât un minut pe subiectul ăsta. În afară de grădinarul care mai vorbește de la MP, în rest este Romanescu, Paraschiv și hai să mai zic unul de la PNL, în rest toată lumea este front comun vis-a-vis de purtătorii de mesaje și de presă la fel. Un ziar, o televiziune, două și un radio merg cât de cât vertical, în restul toată lumea este cu PSD-ul. Este foarte greu în momentul de față, cum să zic eu ție, să-i anihile și nici nu caută nimeni să facă lucrul ăsta. Aici face apel la, eu știu, oamenii de bine din orașul ăsta, că nu sunt toți vorba aia, n-am plecat de acasă cu sorcova de mici. Și o analiză foarte simplă trebuie să facă fiecare, să urmărească efectiv ce scoate jurnalistul, ce urmează să preia personajul politic care este finanțat, susținut de respectivul și gata, mă, e un puzzle de copii mici, de începători, ce mai vorbim aici, dar ți-am spus de chestia asta, o să mă ocup personal, fiindcă mie mi-a plăcut, și cu fiul asta foarte mult, de când era mic, împreună făceam puzzle, toată ziua făceam lucrurile astea, fiindcă mi-a fost drag. Același lucru voi face și cu ei, fiindcă dacă văd că recul astfel de mijloace să ne terorizeze pe noi în oraș întreg, pentru că vor ei pe 2020, nu știu ce să facă, și mai sunt și, unii dintre ei mai sunt și tâmpiți, spun sincer, nu realizează că poate sunt folosiți și atât. Te trezești în 2020 că ai zburat și spune-i pe cine vor pe acolo și du-te pe ce ai făcut. Ai făcut un antijoc continuu. Păi nu, că dacă ți-ai dat tu singur în cap, n-ar fi un deranj. Dar îmi dai mie, repet, și la încă 80.000 de oameni. Dați-vă, fraților, voi liniștiți. Numai voi. Atât. Să nu-i mai implice pe noi. Societatea civilă să nu aibă de suferit. Dacă sunt atât de buni și vor să arate că pot, să vină, mă, cu proiecte, să vină, mă, cu idei, să vină, mă, cu... Da, bă, aici am greșit, așa remediem. Dau un exemplu. Nu vin și toată ziua latră cum lață Gimiță ăsta al vostru de aici din curte. Că le stă și urât până la urmă, știi? Gimiță este și ne sfidează și inteligența. Foarte eficient. Nu știu de ce nu îi găsește. Eu în continuare spun, Ivan, aștept altceva. Uite cum și-a găsit, spre exemplu, și-a mușcat buza Pilgui sau ăsta la altă, cum îi zice, Mihai Prunariu. Și mai sunt. Fraților, asta este. Asumați-vă, ieșiți, reconstruiți, câștigați. Nu e nicio tragedie până la urmă.
Dar nu așa, repet încă o dată. Bine, acum o să vedem în campania electorală câți vor mai fi dintre oamenii ăștia, pentru că sunt niște dosare. Sunt niște dosare, unele dintre ele au ajuns și la DNA. Este vorba de celebrul dosar cu parcarea de la Rodna, parcarea care a fost făcută pe un teren al primăriei. Știți povestea, în urmă cu vreo 20 de ani, primăria Târgu Jiu a dat în concesiune respectivul teren unor domni care au niște afaceri. Respectivii domni au ciuntit din acel teren, nu au făcut parcare pe tot, așa cum era stipulat în contract, și au mai făcut și câte una alta, au mai și închiriat, subînchiriat, lucru ilegal, pentru că în ultimul contract pe care îl au cu autoritățile locale este interzis acest lucru, și au mai făcut și niște căi de acces, scară rulantă și așa mai departe. Ei, domnii de la PSD ALDE, în urmă cu vreo 8-10 luni, cam așa, au vrut să facă un proiect pentru a da în continuare respectiva suprafață de teren, care ar putea fi, între paranteze fiind spus, administrată de primărie, să o dea pe 50 de ani de data aceasta tot unor afaceriști. Ei, da. S-au făcut niște falsuri pe acolo, spun surse care se ocupă de anchetă, s-ar fi descoperit niște lucruri foarte urâte și în defavoarea unora dintre domnii de la partidele mai devreme amintite. Ce au făcut de fapt? Au înregistrat aceeași adresă, dar deși avea același număr de înregistrare, avea conținut diferit. Da. Asta când era plecat primarul din localitate și a asumat a doua adresă, Irina, domnul Aurel Popescu. Ca să te completez, acolo nu s-a creat încă efect și s-ar putea să aibă noroc. Deci au avut noroc că n-au fost lăsați să-și ducă la bun sfârșit nebunia. Acum ce problema a apărut pe drum, eu știu dacă e dare, luare de mită, chestii genul ăsta, n-am de unde să știu eu, sau cel puțin nu sunt în măsură să mă pronunț. Vedem ce se întâmplă. Ideea este că, da, primarul a fost ieri chemat la DNA la Craiova. Cu încă doi angajați. Printre altele, a fost odată pentru că făcuse, culmea, paradox, o plângere chiar administrația Rodna, făcuse o plângere penală către DNA că ne ia primarul jucăria. Deci suntem ok până acum. Primarul vrea să-și ia terenul care aparține primăriei. Da, pentru asta era plângerea făcută. Pentru că a făcut niște hârtii, n-a respectat nu știu ce și a venit să ne ia pacaretul. Da, e super tare asta până la urmă. Știi cum e? Exact, eu de la tine acum, nu știu, închirie o mașină și după aia mă pun pe plus dacă vii să-mi iei mașina. Nu vreau. În fine. Hidos. Bineînțeles că a fost de arâsul procurorilor și așa mai departe. Dosarul celălalt, Rodna, ăla e cu greutate, ăla așteptăm să vedem ce se întâmplă cu el. Da, una peste alta, e bine că facem și pași de ăștia care sunt oarecum semnificativi, zic eu. Și asta denotă că, acum să citesc și eu din comunicatul Denisei, că ne luăm un pic orașul înapoi, ar cam fi cazul, măcar câte o bucățică din el așa mică, încet. În fine, n-aș vrea să stăm pe subiectul ăsta. Da, fiindcă... acum nu știu cum o să ne luăm noi orașul înapoi, că vedem oamenii ăștia insistă. Irina, eu aș vrea să le luăm bani înapoi, înțelegi? Dacă... Mai greu să iei. S-a demonstrat de atâtea ori, se vede cu ochiul liber, nu poți ca bugetar să ai verzi, nu poți ca bugetar să ai milioane, nu poți ca bugetar să ai, eu știu, hotel, nu poți, nu ai cum, decât dacă ai furat. Simplu. Eu aici aș vrea să se ajungă. Degeaba, așa, știi cum, nu mai suntem mulțumiți acum, știi, nu mai, vrem dacă putem totul dintr-o dată, dar ideea este că nu putem noi oamenii să facem treaba asta, poți să facă organ la abilitate, nu? Tu sesizezi, eu sesizează și după aia să vedem ceva. Nu știu, să vedem că se mișcă ceva până la urmă. Că stăm și ne uităm așa toți, știi, până la urmă degeaba le ducem pe tavă, dacă nimeni nu e în stare să fructifice, să ducă la bun sfârșit. Exact cum e cazul cu vânătorii și chiar te rog să trecem. Ei, acolo lucrurile sunt complicate și sunt foarte simple și acolo. Din nefericire, oamenii legii încă nu au intrat pe fir, sau cel puțin eu nu am astfel de informații, deși noi am prezentat în urmă cu o săptămână acest aspect. Ce s-a întâmplat la vânători și pescari, la Asociația Județeană? Păi a fost un control de la Vâlcea, de la Garda Forestieră.
au constatat cei care au venit în control că au fost falsificate niște cifre, adică ce făcuseră cei de aici, trecuseră niște date nereale cu privire la numărul de, de căpriori și la hrana care se împărțise, adică dăduseră mai puțină hrană, puseseră mai puțină hrană pentru animalele sălbatice, dar în acte era ceva mai mult, adică o diferență care înseamnă până la urmă bani. Ei, domnii de aici, de la asociație, au ascuns respectivul raport de control și a rămas ascuns vreo două luni de zile până am aflat noi de el. Domnii de la garda forestieră ar fi trebuit, în mod normal, să sesizeze organele abilitate, lucru pe care nu l-au făcut. Iar în momentul în care noi am început să solicităm informații publice, odată ni s-a spus că nu pot fi identificate, că nu poate fi identificat care din controle? Controlul la care facem referire. Când am revenit cu date complete, domnul director, care ar fi trebuit să ne furnizeze informațiile, a intrat în concediu. Aici sunt imagini din această dimineață de la garda forestieră din Vâlcea. Nu erau foarte mulți angajați pe acolo. Păi crezi că trec pe acolo, trec când și când. Trecuse abia o oră de când își începuseră activitatea, unii în concediu, alții. Ce mă bucur că acum deja au început să, cel puțin pe mine, azi m-a contactat două personaje vis-a-vis de ITRSV de Vâlcea și chiar o să ne, eu știu, ne rupem din timpul nostru prețios pentru mareșalii de pe acolo, care văd că una la mână au fugit în păpușoi, s-au ascuns de numai dădeai de unul pe un loc pe acolo. Am mers degeaba să luăm adresa respectivă, fiindcă, cu toate că o spun încă o dată, știm despre ce este vorba. E vorba de procese verbale care spun una, condica spune alta. Adică, nu știu, spui în procesul verbal că ai fost pe stadion la meci, în condică scrii că ai fost la Pitești. Nu prea merge una cu alta, nu se pupă. Doi la mână au spus clar că au fost forțați de director să schimbe, să mărească numărul și efectivul de animale, chiar și de furaje. Înțelegi tu? Păi ăsta se numește fur, că toată lumea nu înțelege. Domne, că e asociație, că e... Nu, dar nu, dar este de interes public. E de interes public și atent, dar la siguranța statului până la urmă, Irina, fiindcă vorbim de resursa statului. Punct. Animalele toate, tot vânatul, cum e și apa, cum e petrolul, cum e toate, e zăcământ ce aparține statului. Așa e și animalul, e simplu. Este resursa statului. Nu este a ta asociație care ești tu acolo, eu știu... una mai furăcioasă, alta mai nefurăcioasă, este al statului. În momentul în care tu faci astfel de lucruri, lăsând deoparte că eu știu, delapidezi bugetul asociației, fiindcă plătesc cotizanții aia pe acolo și plătesc degeaba, că de fapt banii lor pleacă în alte părți, în loc de 10 baloți de paie tu dai unul, în loc de 5 remoși de porumb tu dai una și așa mai departe. Fiindcă, conform spusului domnului Birceanu, spunea asta, domne, că o fi luat și 10-15%, dar nu chiar jumate. Pe cuvântul tău, Bănea Bircene, 10-15%, adică cum vine asta? Îi fură unii, un portofel, iau 1 milion și bagă portofelul înapoi, e de bine. Ia decât 1 milion, las că merge, nu. Dacă se nu s-a furat tot, s-a furat tot, rămas ceva... Nu chiar așa, i-a lăsat și lui în buzunar. Okay. Păi eu suntem la nebuni aici, tu vezi ce oameni avem noi la conducerea unor asociații și unor chiar și instituții, cu ce declarații aberante vin. Iar ITRSV-ul, încă o dată, având duplicatul, bineînțeles, de pe documente, în loc să ia măsuri, primul lucru, să sune la poliția, să-i cheme, să autorizeze frumos, poftiți. Acolo la Gorj se întâmplă asta. Spun, cum zicea Cucoana astăzi, domnule, cred că sunt sute de controle în Gorj. Doamnă, au fost 4. Au fost 4. Bine, acum depinde câte sunt, deci, în acte. Că ori fi fost 4 în teren. A, bravo, uite, nu m-am gândit la asta. Zice, bine, Irina, păi probabil voi plecați de acolo pe banii statului, vă prefaceți că controlați, de fapt, dar luați și motorina, vă băgați voi în rezervoare pe acolo și vă plimbați cu miresele și după aceea treceți pe acolo, am efectuat control, când te uiți găsești, Doamne ferește, vreo 500 de controle și au fost de 4 ori, încă o dată, de 4 ori. Despre ce vorbim? Adică spun în față, bă, uite, ai hârtia aia și cu aia, acolo sunt falsuri, acolo este furt. Despre ce mai vorbim aici? Scoate-le și dă-le. Că oricum vor ieși la iveală. Că în momentul de față, în consiliul ăsta aici, la asociație, să ai niște că nu sunt numai cei care dau cu arcușul după șefi. Mai sunt și ăia care până la urmă nu se expun, ei, mă, nene, că nu se expun oamenii, nu vor să se păteze pentru ce? Pentru 2 remoși de porumb și 15 clei de fân? Sau pentru, eu știu, 10 căprioare în loc de 2?
Nimeni nu face lucrul ăsta, dar mai spui ție. Nimeni. A, o fac ei nonșalant. Aia e problema lor. O fac, ți-am spus cum o fac și cei care în momentul de față, eu știu, caută să pună tot felul de bețe în roate bunului mers al urbei, fiindcă se văd cafeții frumoși care pe caial, ți-am spus. Când le-o zbura potcoavele în frunte, atunci se schimbă lucrurile. Peste o lună, două, cinci, nouă, un an, doi, se schimbă polul. Și atunci, dosarele astea prăfuite, hârtiile astea prăfuite, vor fi primele pe ordinea de zi. Și atunci ce ai făcut? Bine. Cum o mai scazi atunci? Cam ce faci? Bine, oamenii ăștia probabil se gândesc că vor scăpa, știi? Cum se gândeau și în urmă cu câțiva ani, că pot să facă orice. Și cu fotbalul, și cu mineritul, și cu orice din județul ăsta, pentru că ei sunt la putere, ei sunt la butoane și că vor rămâne acolo veșnic. Da? S-a întâmplat să nu fie așa. Ai vrea să fii în pielea unui procuror care îți dau un exemplu, nu este lăsat să lucreze și are dosarul pe masă și mănâncă buza și ăla că nu poate să ducă pe el, că eu știu, Ilia, șeful și îl dă lui colegul, care colegul e al lor. Stai să cum stă ăsta și cum așteaptă, cum stă câinele ăla la vânat, când o prinde culoar, știi cum îl mănâncă. Asta se întâmplă și prinsul de forță, că de-aia vezi că avem explozii de-astea foarte rare. Fiindcă în continuare politicul, să știi, controlează în mare parte absolut tot ce înseamnă sistem, Irina. Dar încă o dată nu putem generaliza, fiindcă am văzut exemple clare când le-au măcelărit. A avut o perioadă când i-au măcelărit, după care stop iară liniște. Fiindcă, încă o dată repet, sunt într-adevăr și acolo uscături fără număr. Dar, încă o dată, sper ca pe viitor, ți-am zis, schimbând generațiile astea, nu știu, dai seama, sunt tineri, au 30-30 ceva de ani, au, nu știu, un copil, doi, bă, nu cred că se mai expun atât de nonșalant. Avem atâtea exemple, ai văzut cum a murit, era să zic o prostie, era să zic răpat, dar am zis a murit, e ok. Domnul Mustaț, sau cum îl cheam, în pușcărie. Da, fostul magistrat. Fostul magistrat, a luat șpagă, nu? Da. A fost arestat pentru șpagă, domnul magistrat. Da, și a murit acum acolo. Am mai văzut unele televiziuni, îl fac victimă. Îl fac erou. Erou, adică, da, pe de ce? Să fie în curând. Pe de ce să-l faci erou? Că atunci se face erou și pe ăla care violează și pe ăla care dă în cap cu ranga. A murit în sistemul penitenciar, așa. Cel administrat de este acela sistem penitenciar în care au stat milioane de oameni. Punct! Da, sau dar, ce facem? Dar nu foarte mulți magistrați, să fim serioși. A, aici era problema. Aici era problema, da. Păi schimbați, bă, sistemul penitenciar. Duceți-vă, bă, și faceți ce vreți voi pe acolo, celule pentru voi, pregătiți-le. Că eu, pentru casa politică, credem că i-aș băga în cele mai răpănoase penitenciare să stea. Cum vine asta? Adică cum, muri unul care a luat șpagă și îl făcurăm victimă acum, nu? Nu-s genul care vorbește despre morți, spun sincer. Dar alții care au prăpădit pe acolo, cum e? Sau câți nu mai sunt? Ăia ce? Ăia nu mor? Sau ăia de ce mor? Ăia mor de bucurie, cred. Da, sau se sperie. Că le place. Hai, mă! Spuneam de politicienii care sunt băgați peste tot, inclusiv la această afacere, că până la urmă este o afacere asta cu, doar pentru asta se cu pădurile interese, în care există bineînțeles. Vânat. Sunt foarte mulți politicieni și culmea aici, la Târgu Jiu, totul a pornit de la niște jocuri de ale lor, de la niște interese de ale lor. Totul pleacă. Iar aceste interese sunt disputate între niște găști din care fac parte și politicieni. Nu? Ca să spunem lucrurilor pe nume. Dar niciodată dezinteresat nu vezi, tu înțelegi că sunt extraordinar de puțini oameni care fac dezinteresat un lucru. Ei, acest genul ăsta de personaje, când e băgat într-o ogradă, scuză-mă, în momentul ăla se tulbură apele. Ceva nu mai merge, tu înțelegi? Fiindcă ei, ți-am spus, au modul lor de lucru, tipicare așa cum sunt ei, indiferent pe ce sunt, ți-am zis, pe ce instituții te duci, pe absolut toate, există un mod de lucru și se fură. Tu înțelegi? Nu se fură, se face trafic de influență. Văd trafic de influență, se face altceva, tot se face ceva, mă, Irina. Fiindcă de-aia de multe ori sunt supărat pe salariile astea care le primesc bugetarii. Bă, dacă tot ai un salariu mare și nu știu, ești pe birou cu tare, dacă ți-ai văzut șeful, că nu știu, încearcă să facă o hoție. Bă, dar de ce nu ieși, mă, să spui? Fă o foaie, scrie pe ea, trimite-mi mie pe sub ușă. Am mai spus lucrul ăsta. Taca popândăie, acolo și se complac, Irina. Aici e problema cea mai gravă. Ne-a îmbolnăvit moral o parte din societate pe care a făcut-o complice cu ei și cealaltă parte, paradoxal, ne-a îmbolnăvit de inimărea. Cam așa vine treaba. Lăsând deoparte că mai sunt și categoria care, mamă, ce aș fura și eu, dar nu pot fura, știi? Și țipă hoții, dar ar fura și de-ar rupe.
Cam aici, să știi că făceam referire la sigla clasa politică. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, ți-am mai suție cum stă treaba cu stânga și cu dreapta. Stânga și dreapta ar băga și stânga și dreapta în buzunarele noastre, crede-mă, de ne-ar lua și căptușelile. Asta e, unii, uite, prind, alții nu. Sau alții prind 2, 3, 5 ani, alții prind decât 6 luni, un an. Da. Acum nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar una din informațiile de astăzi este legată tot de bani și de modul în care sunt împărțiți banii ăștia. Știm că tot timpul sunt probleme atunci când se fac rectificări bugetare. Ei, Consiliul Județean și 25 de localități din județ nu au primit niciun leu la rectificarea bugetară, 0 lei. Păi de unde și să primească ei? Sunt, Irina? Asta înseamnă aproape jumătate din localitățile din Gorj. Jumătate atenție. Din localitățile alea, primar, consilieri și toți locuitorii ăia să iese frumos în stradă, să-și facă plancarde de alea, fiindcă banii lor pentru cofinanțări eventual la proiecte sunt în pensiile speciale, Irina. Acolo unde nu i s-a ajuns lui ăla 120 de milioane pensie și o face special, o face lui de 240. Dau un exemplu. Acolo sunt banii, Irina. Acolo sunt banii, fiindcă în loc să facă împrumuturi externe, să cofinanțeze, Doamne iartă-mă, proiectele, să facă ceva, să ne scoată din sălbăticia asta, ți-am zis că ne canibalizăm cât de curând, ei au îngropat și ce au mai avut din resursa financiară doar pentru a securiza o masă de manevră pe românești. Toate aceste lucruri, îți repet, sunt adevărate bumerangul care ne vor veni în cap tot nou. Fiindcă pe ei ți-ai nu interesează. Trec cumpăna, își dau legile, și fac amnistii, ce vor ei să-și facă pe acolo. Pentru ei, strict, înțelegi că mi-aduc aminte de Dragnea, cum cer scuze de ținutul din penitenciare, te interesează pe tine de aia. Ce, Doamne iartă-mă, legea era pentru voi, mă, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Restul n-avea nicio treabă cu ei, că pe ei asta interesează, niciodată nu interesează pe ei să descongestioneze sau eu știu, să reabiliteze, povești de unde. Interesează pe ei să iese bazma curat. Și încă o dată e o lipsă acută vis-a-vis de opoziție. Nu au lider. De la Băsescu încoace nu mai au lider. Nu mai e cineva să se bată cu ei, nu mai e nimeni. Și acum valsează, ți-am spus, n-au nici cea mai mică problemă. Se vede cu ochiul liber. Am înțeles că în piață au strâns deja vreo 30-40 de mii de oameni. Nu știu, poate colegii din regie să ne spună că ei sunt la curent, 25 de mii de oameni. Știu, dar este tardiv, Irina. În 2016 am stat în pat. În 2016 opoziția ne-a pus în pat să dormim. Aia a făcut opoziția, nu PSD-ul a câștigat alegerile, Irina. Opoziția ne-a culcat pe noi. La noi, la Gorj, ne-au băgat un Tudor Barbu în față, a venit un Dian Popescu, un Gen Lădari, uite, poftim din ăștia. A culcat lumea, efectiv. Lumea n-a ieșit, nu s-a ridicat din pat. Mă ridic din pat să-l votez pe Tudor Barbu. Hai să fim serioși, Irina. Bine, acum nu mai e vorba de alegeri. Păi ba, ăsta e rezultatul alegerilor. Să zici tu. E rezultatul alegerilor, dar este și rezultatul... Irina, nu putem acuza numai PSD-ul. Guvernării. Rezultatul guvernării este, fiindcă, uite, ai creat un dezechilibru fantastic în clasa politică, în momentul de față. PSD-ul a pus mâna pe toată resursa, care sunt oameni de bine, îi țin frumos legați în cufăr, nu-i scoate acolo, ea se chestra pe ea, nu mai mișcă unul din ei, iar în partea asta, la altă, cum le place să zică, pe dreapta, înțelegi tu, sunt stângaci toți, se încalță invers în ghete, nu ai ce să faci cu ei. Și în momentul de față, ți-am zis, dacă nu apare, nu știu, o reconstrucție și aici exclud USR-ul, pentru mine USR-ul și-a dat atestatul de când a dus Nicu Șordan și a luat-o în brață pe fire, așa a zis, gata, mă, v-am păcălit. Nu știu ce să zic, tu până la o partidele astea istorice vor face jocurile sau eventual pe fiecare județ să se nască cât un nou, mă. Dar în special la centru, ți-am zis, nu au lideri, n-are cine să bată, n-are cine să combată pe ăsta, pe Dragnea și pe ai lui. Tu ai văzut, l-ai ieșit la RTV aseară, atât de frumos explicat pe hartă, mă uitam și la moderatorii, Doamne, mai avem și noi pingoși de ăștia. Da, îi spuneau niște întrebări, da, pe cuvânt, chiar o să măriți așa? Băi, deci eu mă uitam, era să iau plata, dar un pe geam. Băi, nene, cât de hidoși. No, aia nu sunt hidoși, că ea sunt oameni politici, asta e meseria lor. Ei joacă politic, declarațiile lor. Dar eu dacă mă duc să-l întreb pe una și ceva, zic, da, pe cuvânt, domnul, bă, mai bine deșrubesc capul și mi-ai dau un picior la rump pe geam. Nu, atenție, fără... Era o gluma mea și vorbeam despre mine. Da, dar știi că aici este cu limbajul academic. Vorbim luni în limbaj neacademic. Nu mai avem timp pentru nicio discuție, din păcate, în această seară. Dar ne reauzim
Ne revedem vineri la aceeași oră, tot aici la Tele3. Mulțumesc mult pentru prezență. Cu plăcere. Numai bine.